ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Magor Cibi în studio, Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult. Bine ai venit, Magor! Bine te-am regăsit! Cum lucrăm? Întrebarea pe care o adresăm în fiecare zi de luni la ora 16 și 30 de minute pe drum cu prioritate. Astăzi punem punctul pe apreciere. Mm-hmm. Înțeleg că mai puțină critică și mai multă apreciere ar fi de dorit la locul de muncă. Mi s-a părut că se apropie Crăciunul și pare că este un subiect facil, ușor, dar nu este, pentru că deși cu toții știm că, de exemplu, când eu apreciez ceea ce faci tu, se generează serotonine atât în creierul meu cât și în creierul tău și ne vom simți amândoi foarte bine, când ies să mă uit la organizații, ceea ce văd că mai degrabă se spune, o să auzi de la mine când faci ceva greșit. Dacă e ceva de apreciat, n-am de ce să zic că înseamnă doar că îți faci treaba. Și asta cumva persistă și asta afectează foarte puternic relațiile noastre și performanța noastră la muncă. Nu mai zic că în unele organizații auzi aproape în fiecare zi că ai făcut ceva greșit. Ceea ce iarăși nu cred că este bine. Avem acest obicei de a vâna greșeli. Uh-huh. Și în general când vânăm greșelile, nu învățăm mai nimic, pentru că sunt milioane de lucruri pe care am putea să le facem într-un mod greșit. În momentul în care începem să apreciem comportamente foarte specifice, observabile, în acel moment oamenii își dau seama cam ce ar trebui să facă, care este așteptarea de la ei. Și dacă e să ne uităm la nivel de performanță, 83% dintre oameni spun că ar munci mai mult dacă ar fi apreciați, dacă ar simți că sunt apreciați. 40% dintre oameni spun că muncesc mai mult dacă simt că e o pedeapsă acolo, e ceva, e o amenințare. Și atunci asta spune că de două ori muncim mai bine sau mai eficient în momentul în care suntem apreciați decât dacă ne simțim amenințați sau oamenii vânează greșelile noastre. Bine, asta trebuie să e mingea cumva și la noi în curte, adică trebuie să facem ceva ca să fim apreciați, nu să vină aprecierile așa în mod gratuit și doar de dragul de a crea mie o plăcere de a merge. Asta e un punct foarte bun ce ai spus tu. Aprecierea nu are foarte mare sens dacă e mult prea generală și dacă oricum nu ne spune nimic. Spun, Radu, ești extraordinar. Nu o să înțelegi de ce ești extraordinar. Dacă spun cum ai prezentat piesa acum două minute și ce ai spus și ce ai subliniat, îmi arată că știi ceva despre cultura coreană sau orice de genul ăsta, în momentul ăla omul poate să înțeleagă ce a făcut bine și simte că este observat. Pentru că până la urmă vrem să fim observați în organizațiile noastre. Și în momentul în care nu suntem observați, se întâmplă ceva... Pe un fenomen pe care vedem în fiecare zi. 46% dintre oameni care părăsesc organizațiile, adică care demisionează, spun că au demisionat din cauza că n-au simțit apreciere din partea organizației sau din partea managerului. Și pe organizație cine o apreciază, să spun așa. Exact. Și de aceea este foarte important să ne uităm la asta și, cum spuneam, și la nivel personal generează extrem de multă bună sau extrem de multă stare de bine, având în vedere că se generează serotonină. Și atunci, în momentul în care nu avem organizații în care există apreciere, foarte probabil nivelul performanței va scădea. Iar asta va afecta organizația, dar și oamenii în organizație. Deci pe bază de apreciere la locul de muncă, dar aprecierea aia în profunzime, nu așa superficială și în fiecare zi, îți poți crește productivitatea, da? Și poți fideliza, bănuiesc, angajații pe o perioadă mult mai lungă de timp. Cu siguranță, cum spuneam, oamenii părăsesc organizația. Mai mult, oamenii spun că dacă managerul direct nu mă apreciază sau liderul organizației nu mă apreciază și totuși simt apreciere din partea colegilor, 63% dintre oameni spune asta, nu o să plec din organizație pentru că simt că aparțin unui grup. Și atunci, până la urmă, nici măcar nu trebuie să ne uităm la managerii noștri. Prima dată, dacă reușim în companie să generăm o cultură în care dăm feedback, în care ne apreciem unii pe ceilalți, foarte probabil, vom genera o cultură mult mai bună și până la urmă se va observa asta și de manager și s-ar putea ca acel comportament să fie copiat. Pentru că suntem ființe sociale și tindem cumva să copiem comportamente. Tocmai din acest motiv nu trebuie să ne așteptăm tot timpul de sus să vină această apreciere. Putem să începem și noi la nivelul nostru, prima dată să dăm, apoi să ne așteptăm să primim. Închei cu o întrebare, dacă vrei îmi răspunzi, dacă nu, la câte apreciere
aprecieri verbale, trebuie să vină și una financiară. Cele două merg mână în mână. Adică aprecierea financiară întotdeauna cumva se duce efectul aprecierii financiare în timp, dar aprecierea verbală, aprecierea constantă rămâne. Dar în general, limita igienică trebuie respectată. Adică dacă oamenii simt că nu câștigă la nivelul pieței, dacă oamenii simt că nu pot să trăiască din ce primesc în fiecare zi, foarte probabil oricâte aprecieri verbale le am, da, nivelul lor de fericire și de conexiune cu munca lor nu are cum să fie. Mai ales că încep să creadă că sunt foarte, foarte buni și foarte, foarte apreciați, așa că merită din ce în ce mai mult, nu? Adică poți să, că există și riscul ăsta, privind așa din punct de vedere a unui manager sau unui CEO. Dacă aprecierile noastre sunt specifice, punctuale, foarte probabil nu va genera niște ego-uri umflate, să spun așa. Dacă fiecare dată când ne uităm și observăm comportamentele dorite de noi și repede le apreciem, oamenii vor înțelege că fac lucrurile bine. Nu e despre ei, nu e despre ego-ul lor, despre personalitatea lor, e despre cum ar trebui să facem lucruri la noi în organizație. Și credeți-mă, nu costă nimic, dar dacă faceți asta în fiecare zi, o să facă rezultate sau o să aibă rezultate remarcabile organizația sau echipa voastră. Cum lucrăm alături de Magor și Bi, mulțumesc foarte mult, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare pe drum cu prioritate.